Revenit unii din dumneavoastră cu unii ne-am mai văzut odată. Nu cred că vă sperie ordinea de zi. E lungă, rog, e lungă, da. Ca drept dovadă că eu zic că se muncește la noi și Consiliul Local nu, chiar nu are activitate. Nu așa ceva, dar e lungă, rău, tare. Are activitate? Nu. Sunt chestiuni cunoscute, sunt eu chestiuni rutine. Personal. Da. Am arunit personal. Părere personală, așa este. De aia, eu zic să fim un pic mai concentrați, să ne dăm tot interesul ca să nu ne apuce ora 4 aici. Domnule, așa de zi. Dăm citire ordine de zi. De fapt, cred că nu este cineva dintre noi care... Da, cunoaștem ordinea de zi. Ordinea de zi. Să punem la vot procesul verbal de la ședința trecută. La cine? Cine este pentru? De la... Bineînțeles. Bineînțeles. Chiar și semnat. Da. Da. Trecem la punctul 1, dacă permiteți. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, proiect inițiat de domnul primar Sava Costantin, care are cuvântul. Da. Are cuvântul. Deci, referat de aprobare cu referire la propunerea de modificare a indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. În mare, despre ce vorba, ca să nu mă lădăiesc, să nu... E vorba de 2000 de lei care ne-au luat Ministerul Educației și Învățământului la sfârșitul lunii trecute. Și e vorba de 50.000 de lei care ne-au dat pentru recensământ. Asta aprobăm noi. Da. Dacă sunt discuții. Cine este pentru? Împărțirea? Unanimitate. Proiect de hotărâre? 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Arabagiu Sorin, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Hinăriu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, primarul Comunei Hinăriu, județul Bacău, pentru ședința ordinară din 26.9.2022. Având în vedere demisia domnului Harabateu Sorin, înregistrat la primărie Hemeuș cu numărul 10.044 din 23.08.2022, referatul constatator numărul 10.102 din 25.08.2022, semnat de primar și secretar general al Comunei, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului numărul 10.149 din 25.08.2022, în baza prevederilor articolul 204 alineatul 2, 3, 6, 7 din ordonanța de urgență 107 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolul 129 alineatul 1, alineatul 14, articolul 140, articolul 154 din ordonanța 57 pe 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune se act de încetarea funcției de consilier local a domnului Harabagiu Sorin, ales pe listele Partidului Social Democrat, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Hemeuș de Subacău. Articolul 2. Primarul Comunei Hemeuș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin compartimentele de resort ale aparatului de specialitate. Așa. Bună ziua. Prezentarea, articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică primarul Comunei Hemeuș de Cărării Bacău și persoane menționate la articolul 1 din prezenta hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în condițiile legii 554 pe 2004 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 5. Prin grija secretarului general al Comunei Hemeuș, prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Probleme dacă sunt, deci mai departe. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Hemeuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Ia ce te da. Se propune intervenirea unor modificări în structura aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeuș, ca urmare a modificării denumirii unor compartimente, înființarea sau desființarea și promovarea în grad profesional a unor funcții publice după cum urmează. Compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții.
se transformă în promovarea doamnei Ionjă Diana Monica, funcția publică de execuție, de consilier clasă 1, gradul profesional asistent, un consilier clasă 1, gradul profesional principal. Compartimentul secretariat, sare civilă, juridică, arhivă și monitorizare proceduri administrative se împarte două compartimente distincte, respectiv compartiment relații cu publicul, secretariat și monitorizare proceduri administrative și va avea două funcții publice, una ocupată și una vacantă, compartiment sare civilă, juridic și arhivă și va avea două funcții publice vacante și două funcții contractuale, ocupate fiind funcția contractuală de referent 1A și se transferă de la compartimentul de asistență socială și resurse umane. Compartimentul cadastru agricol, nomenclatură stradală, administrarea domeniului public și privat al comunei, protecție civilă, se împarte două compartimente distincte, respectiv compartimentul cadastru agricol, nomenclatură stradală, administrarea domeniului public și privat al comunei și va avea trei funcții publice de execuție, din care două sunt ocupate și una vacantă, și compartiment situații de urgență și protecție civilă și va avea o funcție publică de execuție de inspector de protecție civilă clasă 3, gradul profesional asistent vacantă și o funcție contractuală de șef serviciu situații de urgență vacantă. Compartimentul de servire se desfințează funcția de execuție vacantă de administrator. Și dacă, nu știu, ați văzut organigrama sau statul de funcții, le avem anexate. Sunt discuții pe marginea acestui subiect, nu? Să punem la vot. Cine este pentru? Da, eu în continuare consider că funcția de administrator nu trebuie desfințată. Administrator public, da, este a rămas. Administrator simplu. Administrator. Mă scuzați. Nu desfințat. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public, în domeniul privat al Comunei Hemeiuș, a imobililor teren și construcții identificate cu număr cadastral 68.474 C1, înscrise în cartea funciară numărul 68.474, situate în Comuna Hemeiuș, 7 Hemeiuș, Sadaion Simionescu, numărul 244, Prețul Bacău, în vederea scoaterii din funcții une și a demolării. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Imobilul construcției, care împreună cu terenul aferent fac obiectul de solicitări de trecere în domeniul public din domeniul privat al comunei și demolării, este situat în Comuna Hemeiuș, strada Ion Simionescu, numărul 244. Respectivul imobil are alipită farmacia, construcția fiind edificată pe o suprafață de 300, totală fiind de 322 metri pătrați, farmacie plus dispensar, având numărul cadastral 68.474, carte de identitate. C1. Și suprafața construită la sol de 155 metri pătrați, construcția se prezintă într-o stare avansată de degradare, urmare a deteriorării în timp, dar și a incendiului produs în 2019, motiv pentru care s-a întocmit expertiza tehnică numărul 86 din 2020 în vederea demolării. Imobilul este înscris în cartea funciară 68.474 și se regăsește la poziția 137 din inventarul domeniului public al Comunei Hemeiuș, atestat prin hotărârea de guvern numărul 1347 pe 2001. Inițiativa este motivată de solicitarea SCS Salofarm, SRL Bacău, prin adresa numărul 2740, în 2-3-2022, de a concesiona terenul pe care se află edificat dispensarul vechi și farmacia și de a construi o farmacie nouă. Adresa numărul 9988, din 22-8-2022, a SCU.com, SRL, de renunțare la contractul de închiriere numărul 4231 din 23-6-2008, modificat cu actele adiționale 1, 2 și 3, adresa numărul 1706 din 9-2-2022, în care dr. Hedețiu Crina Nicoleta solicită rezilierea contractului de concesiune numărul 2018 din 19-2005, adresa numărul 1787 din 10-2-2022, prin care dr. Panfil Alina Elena solicită rezilierea contractului de concesiune 1608 din 19-4-2005, adresa 2313 din 21-2-2022, prin care dr. Dimofti Irina Mihaela solicită rezilierea contractului de concesiune numărul 65-6579 din 6-11-2009. În scopul concesionării terenului pe care este edificată construcția, în vederea completării documentației de obținere a autorizației de construire, este necesară adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local, de trecerea din domeniul public în domeniul privat și desfințare, demolarea construcției existente.
În conformitate cu articolul 1 și 2 din ordonanța de urgență 112/2000, articolul 1 alineat 1 din și articolul 8 din legea 50/1991, prevederile legii 273/2006, prevederile articolul 129, articolul 136, 361 din ordonanța de urgență 57/2019, aparținând 19, codul administrativ, de necesitatea închirierii concesionării unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Himiuș, care să genereze noi venituri la bugetul local, dar și în beneficiul locuitorilor comunei. Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Himiuș proiectul de hotărâre fiind privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Himiuș și a terenului construcției înscrise în cartea funciară 68474 și demolarea imobilului cu numărul cadastral 68474C1 în vederea construirii unei noi farmacii necesare locuitorilor comunei. Dacă avem discuții la acest punct. Este frumos demolarea, se face ceva nou, dar s-a pus problema proprietarului terenului care are acolo. Dar noi suntem proprietari. Alături unde? La magazin. La magazan. Nu are. Funcțial, suntem proprietari. Da. Da. Ne avem baia, numai că... Nu știu dacă asta vrea să spuneți, că acolo mai este o situație de teren care era în rezerva primării și a fost îngrădit de... Nu, este, a fost pus în posesie cineva și este magazan proprietar care a cumpărat de la respectiv. Deci și cazul încheiat. Da. Și cum arată acum? Domnul primar, eu știu, unii are magazin acum, unii... Nu, și în spate. Și în spate. Între ei, dar asta e o fâșie. E o fâșie. Dar acolo de la Doru, nu? Da. Între Doru și dispensare. Are ceva de mai este ceva? Spate, spate. Da, avantajul și beneficiul nostru va fi că vom avea o farmacie modernă și vom avea salofarm în comun. Contractul concesionare pe teren sau cum? Păi numai la concesionare se poate construi. Deci concesionare la teren și clădirea? Va fi închiriată sau concesionată? Clădirea va... Cine o face? Da. Dânsii sau noi? Nu. Ei. Deci noi avem terenul, concesionăm. Da. Ca să poată construi. Am înțeles. Și după aia le concesionăm pe durata existenței clădirii sau cum? Da. Exact. Conform codul administrativ. Dar cu toți ne-am scurit ăsta, faptul că avem dispensarul acolo, clădire impozabilă, o să fie și farmacia. Nu știu, poate ați mai discutat în legislatura trecută. Ce facem cu efectul cu Magdan, cu mizeria, cu lui ăla care e în centru comun? Nu, nu știu, așa nu cunosc situația terenului de acolo. Am înțeles că acele clădiri sunt scoase deja. Adică ar trebui făcut. Executate, am impresia că are probleme. Proprietarul este banca, probabil, nu? Cine știe cine fi? Dar trebuie, putem apăra. Are credite și are ipotecă. Putem apăra. Dacă îmi permiteți, în locul ăsta care îl dărmăm noi dispensar și asta, facem o farmacie necesară, pentru farmacie. Da. Noi putem orienta și un loc de parcare, că zona aia e foarte periculoasă acolo. Păi o să vedem cât. Adică dacă vin în mașină la farmacie, unii să oprească acolo. Păi uitați că vin pusă cumva la dispensar și avem parcare în spate și nu intru nimeni în spate. Avem acolo un parcare de 7-8 blocuri de parcare. Nici doctorii nu-și trag mașinile în parcare din spate. E mai comod în frasă. Da, dar măcar acolo pentru farmacie. Să gândim așa, să fie și un loc de parcare. Că nu o să scoatem la licitație, o să punem în caietul de sarcini și parcare. La intrare. Măcar 10 locuri sau măcar... Cât? Cât? 4-5 locuri, că nu se luăm. 4 locuri, tot e bine. Dar noi să stea mașinii ca la dor, veni și-o lua medicamente și-o plecat. N-au vrea ce să stea. Că azi e tu loc, îți poate un dispensarul și... Da, cât parcare în polo și nu poți să stea. Ceea ce construiește să ceea ce construiește să mai bani la spatele cunoștință. Ceea ce construiește să nu punem la vot punctul 4, vă rog. Cine este pentru? Păi, noi aprobăm. Împotrivă? Păi scrie un caietul de sarcini. Anumitate. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și corectarea
hotărârii de Consiliul Local numărul 25 din 15.04.2021 cu referire la aprobarea Planului Urbanistic General, PUG, al Comunei Hemeiuș, Județul Bacău, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Referat de aprobare, privind modificările și corectarea hotărârii de Consiliul Local din 25 din 15.04.2021 cu referire la aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Hemeiuș, Județul Bacău, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent. Domnilor consilieri, ținând cont de prevederile legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, legea 50/91, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcție în temeiul prevederilor articolului 129, alineatul 1, 2, articolul 139, articolul 196 din Ordonanța de Urgență 57/2019, având în vedere sesizarea doamnei Lupașcu Maria Claudia, în calitate de reprezentant legal al Societății Sece Euromadex, SRL, înregistrată la instituția noastră cu numărul 9237 din 2-8-2022 și a domnului Măliniciu Bogdan Claudiu, în calitate de reprezentant legal al Sece Garnituri Industriale SRL, înregistrată la instituția noastră cu numărul 9361 din 4-8-2022, Societatea Sece Garnituri Industriale SRL a primit autorizație de construire numărul 104 din 9-9-2015 pentru obiectivul construirii hală de producție, amplasamentul fiind având număr cadastral 65436. Societatea Sece Euromadex SRL a primit autorizație de construire în 9-10-2017 pentru obiectivul unitate de producție a embarcațiuni și asigurarea utilități necesare, amplasamentul având număr cadastral 62617. Din eroare, la întocmirea și aprobarea Planului Urbanistic General, zona respectivă a fost înregistrată ca zonă de pentru locuințe și funcțiuni complementare și nu zona de utilități industriale. Prin adresa numărul 9444 din 8-8-2022 am solicitat Societății Sece Arhi Proiect îndreptarea erorii strecurate la întocmirea Planului Urbanistic General, planșa de reglementări urbanistice 3.1 din zona pentru locuințe și anexe gospodărești din zona unității industriale de depozitare. Societatea Sece Arhi Proiect SRL, prin adresa numărul 67 din 13.10.2022, a modificat funcțiunea terenilor cu numele cadastrale 65.436, 62.617 din zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare în zonă pentru utilități industriale de depozitare. Vă propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și corectarea hotărârii de Consiliul Local numărul 25 din 15.04.2021 cu referire la aprobarea Planului Urbanistic General PUC al Comunei Hemeiuș, Județul Bacău, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent. Ne-am mai confundat cu situația asemănătoare din decembrie 2021 cu Agricola. Tot așa a fost o scăpare a proiectantului care întocmire că PUC. Dacă sunt discuții pe urmă, în acest subiect, și care e dragul în urmă, pare rău. Da. Vă dau numărul să-l întrebați, domnul Pate. Să punem la vot. Zone de astea industriale mai avem, trecute undeva, în terasa comunii. Încă n-am descoperit. Dar nici asta. Da, varianta, apropo, varianta asta, DG119B, ce destinație are? Că noi știm că e curți construcții, locuințe, parte din pavilan, extravilan și înfloresc chestiile astea industriale. Avem depozitele de lemne, avem depozitul ăla de fier vechi acolo, care nu știu dacă le-a autorizat sau nu. Le-avem, le-am moștenit. Aici. Fierul vechi e de curând. Da, adică de curând, totuși, nu-i față de depozitele de mediu. În urma adreselor făcute către Gata de Mediu, s-a răspuns cam la modul următor. O să verificăm
o să analizăm și o să luăm măsuri. Da, mai aveți problema aia cu fântânele, cu florile, cu seriile alea care nu, sunt... Nu, avem nicio problemă. Păi nu, dar tot din producții lângă clădiri, nu, e amestecat așa... Alea au plecat în timp, așa, au mai făcut un solar, încă un solar și acum au ajuns la o neînțelegere, la o neînțelegere, poate să vă înțelege, asta e o problemă a lor, personală. Da, amestecăm funcțiunile, asta încerc să vă explic. Nu amestecăm, doamne, este chiar o bucurie pentru... Hemeuș, că avem și producători în zonă. Mai mâncăm și noi roșii de la, de la cei care, care chiar muncesc. Acum, solarii nu sunt numai acolo în zonă. Dacă mergem în Ilie, să știți că mai sunt solarii între, între casă. Cu omul și-a făcut prima dată din Hobbit, așa, a făcut un solar, după aia au văzut că bine, mai făcut unul. Dar aici e o altă situație, sper să se rezolve, o să mai avem întâlniri cu ei, s-ar părea că lucrurile sunt mai mici. Noi... Poftim? Da, păi ăla au fost mai multe un pic seara, în fine, sunt alte probleme, nu, chiar nu 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 de competență. Nu poți menționa care la vot punctul 5, ce este pentru? Iar referitor la, la depus, doamnă, să știți că înainte primăria a autorizat, dar conform codul fiscal modificat în 2015, în codul Caien, după codul Caien, dacă nu are trecut în codul Caien, activitatea, activitate. Nu mai dăm noi autorizații. Noi dăm autorizații la barul special. N-ai nicio măsură să-l constrângi. Are autorizații adică autorizație de funcționare da. Nu mai dați primăria? Nu. Că mi-am deschis și eu un punct de lucru de curând la Hemeiu și nu. Vreau să vi solicit dacă autorizații aveți restaurant, de funcționare aveți restaurant sau bar, da. Birou de proiectare. Da, bar, restaurant, înțeleg. Discoteci, numai astea. Astea dăm noi. Numai taxa firmă. A restaurant de acum nici să compune meniul. Trecem la punctul 6, da? Dacă sunteți de acord. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în plan urbanistic zonal pentru investiția parcelare, teren cu număr cadastral 68.139 în mai mult de 3 parcele în vederea construirii de locuințe și amenajare drum în intravilanul comunei Hemeiuș, stat Hemeiuș. Da, este... Dar am simulat numărul 410, cum mai Hemeiuș vs. Bacău și a regulamentului de acestui proiect Tocilă Cosma Vasilică. Așa nu sunt greșit. Reprezentant al IT Tocilă Cosma Vasilică, proiect inițiat de domnul. A fost, a venit acordul nostru de principiu, care l-am dat, nu știu, prin iarnă de februarie, acum da. Am venit o final. S-a mișcat repede cu lucrurile. Vasilică. Vasilică. Vasilică, da. Vasilică. Deci 28 de locuințe, la Ion Simenescu 410. Da. La fel, plan și loc păi de toarcere, loc de toarcere, da. Toate asigurate. Tot ce am discutat atunci, acum au luat la mine final. Deci se cunoaște problema, că, da. S-a discutat, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Hemeiuș, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Grigore Tăbăcaru. În localitatea Hemeiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, n-am vrea să... un reprezentant al primăriei sau cum scrie aici? Un reprezentant al primarului și doamne... Da. Puteam să numesc două persoane, dar ca de fiecare dată am zis să supuneți la vot, să alegeți dumneavoastră persoane care vreți în Consiliul Local să facă parte din Consiliul de Administrație la școală. La ședințele de Consiliul de Administrație voi merge eu ca de obicei. În situații când au mai fost așa, m-a reprezentat domnul Vici. Faceți două propuneri, doi colegi care doriți dumneavoastră în Consiliul de la școală. Consiliul de Administrație. Afară de doamna director. Da. 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 Gândiți-vă și pe cine considerați dumneavoastră că bine ar fi să fiți din cei care aveți copii la școală, bine ar fi să fiți, nu dau sfatul. Dumneavoastră hotărâți. Dacă era să-i numesc eu, i-am numit, eu doar îi aduceam la cunoștință în ședință. Cine sunt copiii? Ai cum mai am putere, dar având în vedere faptul doar că e bucurești, deci domn primar, dacă îmi văd că... Eu consider că a trebuit din Comisia de Învățământ, care e în Consiliul Local. Nu neapărat, eu îl propun pe domnul Bălaș, cu domnul... Dacă se poate, propune și pe domnul Patrichi. Au mai fost, știu despre ce vorba. Ei au fost de la început, da. Dacă mai aveți și alte propuneri, să știu, considerați că la un moment dat, că e și ăla și nu ăla, de asta suntem la. Eu nu am voie să.
Spune-mă, vă, pentru... Dacă mai spuneți, mai facem o propunere, da? Domnul Velice, aveți cuvântul, dacă vreți. Nu? Eu. Da, pentru... Da, eu. Da, având în vedere că dacă Doru are și el fata în clasă cu băiatul meu, da? Și ne-am mai întâlnit, da? Doru Velice de la PNL, da? Și dacă toți avem și un administrator de firma aici, de ce să nu fie și în Consiliul de Administrație? Pas cu el și președinte de... Dacă dorești și dacă nu poate să... Da, cine este de acord pentru propunerea domnului Roșca? Da, a doua propunere. Cine este de acord pentru propunerea domnului viceprimar? Scuzați-mă. Tancă, ați uitat cum îl cheamă? Vreau să spun da. Unanimitate, rămâne propunerea a doua. Deci domnul Vedic Dorian și domnul Pascu Pui, da? Pascu Pui, da. Eu am spus să mă propun pe dumneavoastră, domnul președinte. Eu am fost la cu două ședinte, mandat. Și nu mai aveți voie? Probabil că... Aveți fata la școală și... am fata la școală, nu mai este în oraș. Puteți fi toți în fiecare an, câte o comisie, când da, e bine să trecem. Nu-ți funcție plătite, nu vă așteptați, că cei care au fost... Bani bun, la... Au bătaie de cap. Da. Nu numai. Îți mai rog din timp. Ca să nu numai. Unii zâmbesc, știu de ce. Ai timp? Da. Trecem la punctul 8. Dacă permiteți. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii pentru dezăpezirea drumurilor din domeniul public al Comunei Hemeiuș, județul Bacău, și achiziționării de material antiderapant. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Deci, ca în fiecare an, două, trei luni de zile înainte de perioada riguroasă sau când ne apropiem, trebuie aprobat și contractul de dezăpezire. Deci, a făcut un raport. Facem chestia asta, mă scuzați că întrerup, facem chestia asta că de fiecare dată, când mingi pentru prima dată, auzim la televizor. Ne-a surprins, ne-a luat pe nepregătiți. Și nu vrem să ne ia pe nepregătiți, vrem să fim pregătiți ca de fiecare dată. De asta am luat-o din timp. Asta suntem mai atipici. Da. Dar și pentru că procedura este destul de lungă. Destul de lungă și este foarte greu de găsit operator. Pentru că... Nu prea mai sunt. La un contract vine și îți înscrie la licitație cu nu știu câte utilaje, vine cu nu știu ce și când o nins, păi că l-ai stricat, când are angajat, când nu găsești și ce faci? Iar nu ne așteaptă. Caut de la altă firmă, să văd cum ajută. Da. De asta o luăm din timp ca să nu rămânim. Dar parcă avem și noi niște utilaje, nu? Avem un buldog achiziționat, da? Avem și noi, doamne, da. Dacă trebuia să se mai urmă, să ne luăm niște lante. Da, la câte străzi avem noi și cum vrea, vor locuitorii comunii, Hemeiuș, confort. La aceeași oră. La aceeași oră, la ora 8, fără un sfert, când iese din curte să fie dezăpezit, nu poți să faci cu utilajul. Dar trebuie să fie și uscat. Da. Dar ne străduim și o să facem. Facem, de obicei, drumurile principale, drumurile... Când mingi mai puternic, păi, și la, când mingi mai puternic, păi, ai dat și deja la 8 este zăpada înapoi. Da. Mai plecăm din noaptea la treabă. Dimineața, doar la privat, așa, aia plătesc impozite. Păi plătesc, dar-s proprietar de drum. Dar nici nu. Dar s-au făcut. Puiu, știți, da. Deci, în general, am mai privat și de așa. Da, supunem la vot pe omul loc, cine este de acord pentru? Este ceva împotrivă? Nu. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere cu Asociația Happy Sport Festival. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. De mașini. Știți că trebuia să accesăm programul ăsta cu casarea mașinilor. S-au modificat. Foarte nou încă nu a apărut nimic. Noi eram pregătiți pe 24 să-l accesăm. Și dacă o să vă spun că, adică vă spun așa, ca titlu informativ, noi avem la ora actuală 3300 spre 3400 de imobili pe raza Comunei Hemeiuș. Înmulțiți cu o casă, cu o mașină, cam câte mașini ar trebui să avem. Și noi dacă am scos din evidențele care le avem și cu tot cu tiruri, cu tot ce avem, avem în jur la 1670-1680 de mașini. Vă dați seama câți locuitori ai comune au mașinile matriculate la noi? Câți locuitori ai comunii plătesc taxa mașinii la noi la primărie? Că de drumul ne întreabă de dezăpezări, apropo de dezăpezări. Deci cam jumătate din mașini. Deci voi plătiți în oraș taxele de drumuri, în mașinile matriculate?
Hemeiușul sună la primărie că nu s-o dezvăluie sau nu s-o făcut, dar unii plătești cu taxa. Corect. Știu că nu o să se supere pe mine cei care mă privesc acum. Dar n-am ce să... Asta ce anume, deci vă pregăteați să dați din bugetul local al comunei? Conform ordonanței. Conform ordonanței. Partea de rabla, deci da, componenta cu o parte de la bugetul de stat, o parte de la bugetul local, nu aia pe care nu s-au înțeles. O să fie 90%, au fost contestat. Ministerul Mediului și 20%. Dar noi nu avem, deci în situația asta noi aveam dreptul 1000 de mașini să casăm. Făcând analiza asta, nu știu dacă avem 20 de mașini. Pentru 20 de mașini nu cred că e o problemă la primărie, nu să le casăm, să scăpăm de ele. Dar numai că nu e chiar așa simplă casarea, cum pare. Așa, ca informații, de bine. O să analizăm și o să discutăm într-o ședință. Dar accesăm programul sau nu? Îl accesăm în momentul când o să apară din nou pe site-ul. E pe aici, pe octombrie, așa zic. Stai să vedem. E a treia oară amânare. Noi am avut sughine să-l accesăm și n-am avut de unde. De unde? Da, trecem mai departe. Da, punctul nou. Contractul de asociere cu asociația Hemeiușul. Despre ce vorba? Fiecare an am acordat 24, da? O sumă, păi dar n-am putea să facem ședința pe 23, că aveam ședința de astăzi și o trebuit să așteptăm niște materiale. Dacă sunteți de acord, 5.000 de lei, că așa am trecut, evenimentul a avut loc pe raza comunii Hemeiuș. Vreau să vă spun că au fost peste 200 de concurenți. De toate vârstele, chiar vă invit la anul. N-am crezut nici eu că are așa amploare și sunt atâția sportivi. Un lucru extraordinar și foarte bine organizat de către domnul Cristea, care este tot locuitor al comunei noastre, și firme mari au venit alături din Ustrele Mană, Fialdu. Da. Bine că sunt. Ce este pentru? Iubitor de sport. Da. Bună dreptate. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general al obiectivului de investiție, șanțuri, rigori, rigori, apostamente și ipoteze pe sectorul de drum județean DG 1900 de la kilometrul 19 la 155 până la kilometrul 25 plus 018, situat pe raza administrativă teritorială a comunei Hemeiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. După cum știți, ne-am întocmit bugetul de achiziții în luna lui februarie. Am prins noi două proiecte pe drumul județean. Trotuare și rigole și șanțuri. Rigole, podețe și tot ce implică modernizarea și fluidizarea apei pe drumul nostru. Am reușit să finalizăm. La 1 octombrie vă anunț că va începe lucrarea de construire a trotuarelor. Dar, cum nici timpul nu ne mai permite, pentru că urmează licitația și la șanțuri, anul viitor o să demarăm și cu șanțurile. Lucrare care cred că o să împărțim într-un proiect multianual, întrucât suma este destul de mărișoară și nu ne permitem să ne angajăm în asemenea cheltuieli. O să facem pe parcursul celor 2 ani, 2023 și 2024. Total, ați văzut devizul, cred că fiecare dintre noi a citit. E destul de mare și sperăm să nu mai crească prețul și să reușim să identificăm, o să plecăm cu punctele cele mai importante și mă refer aici la Hergheriei și în partea aia la Rugină, la Bardașul, să dăm drumul la apă către... În partea aia de 6 trebuie făcute șanțuri acolo? Nu s-a făcut. Sunt 6 km. Păi sunt 6 km, mai sunt șanturi betonate, nu trebuie... De acolo n-ai, nici n-ai unde faci. Păi nu va veni șanturi betonate peste tot. Nu credeți acum că ne permitem la cheltuielile, la prețuri care sunt acum. Da, unde este cazul și unde se poate asigura pantă de scurgere, pentru că dacă nu ai pantă de scurgere, n-ai un strimiț apa. Și atunci pățim cum e pe drumul pe strada Gării, vedeți niște iaduri așa, se duce apa când trece mașina în colo, când vin cu mașina în coace, vine apa în partea asta la altă și n-are cum să ducă. La mai acolo mai comentat. Da, și la Vicola. Dacă nu ai, trebuie să ai pantă.
Deci despre asta e vorba. Domnilor consilieri, documentația de avizare întocmită de secție inter proiect SRL Bacău, faza DALI, pentru investiția construirii șanțului gol, acostamente și podețe de sectorul de drum județean DJ119B de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situat pe raza administrativă teritorială a OAT Hemeiuș, județul Bacău. Expertiza tehnică numărul 3353, aferentă proiectul întocmit de secție inter proiect SRL întocmită de CIC Prod Drum SRL Iași, devizul general anexat proiectului de hotărâre privind cheltuielile necesare realizării investiției, mai sus menționate în valoare de 3.884.049,90 lei cu TVA, din care cepusem 2.939.868 de lei cu TVA, întocmită de CIC Inter Proiect SRL Bacău, în baza prevederilor legale articolul 41-45 în legea 273/2006 privind finanțele publice, legea 50/1991, ordinul 839/2009 republicat cu modificările și completările ulterioare, legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, articolul 136 alineatul 3 alineatul 8 ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general anexat și obiectivului de investiții, construire, șanțuri, rigole, acostamente și podețe pe sectorul de drum județean, drumul DJ119B, de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situați pe raza administrativ teritorială a OAT Hemeiuș, județul Bacău. Iar aici, în deviz, cred că l-ați studiați dumneavoastră, ați văzut valorile, ați văzut lungimile. Dacă sunt discuții pe acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? În unanimitate, trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobililor, teren cu număr cadastral 68.623, în suprafață de 26.153 metri pătrați, număr cadastral 68.622, în suprafață de 94.247 metri pătrați, număr cadastral 68.581, în suprafață de 100 de metri pătrați, într-un singur corp de proprietate. Proiect inițiat de domnul primar sau administrativ. În conformitate cu articolul 879 și articolul 880 din Codul Civil adoptat prin legea 287/2009, republicat cu modificările și completările ulterioare, articolul 25 alineatul 2 legea cadastrului și publicațiilor imobiliare numărul 7 din 1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, colaborat cu articolul 132 următoarele din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate imobiliară, numărul 700/2014, privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în registrul de case funciară. Articolul 84, articolul 129, articolul 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019. Supun dezbatere spre aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii imobililor cu numele cadastrale 68.622 din carte funciară 68.622 în suprafață de 94.247 metri pătrați, număr cadastral 68.581, carte funciară 68.581 în suprafață de 100 metri pătrați, număr cadastral 68.623, carte funciară 68.623, în suprafață de 26.153 metri pătrați, situată în strada Găzii, din statul Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Spuneți, domnul primar, nu puteți să ziceți totul. Spuneți despre ce clădiri, oară, serioare. Deci, aceeași chestie care am făcut-o cu Vimercate în decembrie, cei de la Tehnostan vor să mai construiască o hală. Și la fel trebuie să alipim, să deslipim. Plus suta, plus suta de metri care am luat-o noi pentru stația de încărcare. Despre asta e vorba, după care mai avem un proiect în continuare, cu trecerea în domeniul privat.
Deci tot terenul ăsta, ca să poată construi privat și ca să putem face ceva, trebuie să trecem în privat. Deci două puncte care au același conținut, dar trebuie să... Cine este pentru? Împotrivă? Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, modernizare, iluminat public în localitatea Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău, împreună cu documentația faza DALE și a indicatorilor tehnico-economici. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Am împărțit avem trei. În trei proiecte. Da. Trei proiecte și priorități. E un proiect cu alimentarea totemurilor, pentru că sunt la extremitățile comunii. Dar pentru a evita îngreunarea obținerea vizelor, de asta le-am făcut de exemplu, mai avem un proiect pe strada hidrocentrale. Unii ne învecinăm cu linia ferată și sunt convins că vom obține mai greu avizul la CFR. Noi încercăm și de data asta să ducem iluminat public și acolo tot timpul avem comentarii că nu vrem, că nu vrem. Încercăm cu toate forțele, dar să vedem ce reușim până la capăt. Deci, domnilor consilier, vă aduc la cunoștință, pentru a eficientiza și reduce consumul de energie electrică, este necesar continuarea modernizării iluminatului public pe străzile panselelor, 300 de metri, trifoiul 240, DN5 cu unitatea militară 440. O să ne întrebați, pe drumul național am făcut modernizarea iluminatului public în 2017, deci ce nu l-am făcut? Am obținut avizul la Ministerul Apărării. Acum, am deci discutat... Deci de la unitatea militară. Da, dacă o să treceți noaptea cu mașina pe acolo, o să vedeți că o porțiune e beznă. Acum o să reușim să facem și chestia asta. Motiv pentru care este necesar dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre pentru obiectivul de investiții și a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, conform de linii de lucrări la obiectivul de investiții mai sus menționat. Plus că sumele pe care trebuie să le alocăm, nu le avem așa la îndemână. Nu știu, noi le aprobăm, ușor, ușor o să facem un proiect, în următorul an o să mai facem unul, să vedem cum obținem și bani. Domnul primar, dar n-am observat pe deviz cât e valoarea unei lămpi sau cât e lămpi intră pe fiecare tronson. Avem o completare de 4.080 de metri. N-am observat acum. Eu cred că e trecut, pe de altfel n-avea de un zi iasă valoarea asta. Da. Nu știu să vă... O trecut în deviz, am văzut mie în unele, posibil, că așa trebuie în deviz, dar... Numai în zona scurilor nu-i trecută. Sau nu e trecut, deja e în trecut, dar... Așa e trecut, trebuie să fac să ajung la urmă. Cum? Avem un deviz destul de mare acolo, te dai și eram curios cât e la... 1.000 euro. Dacă transformăm în euro, acolo ajunge. E 1.160.000. Da. Păi, e vorba de kilometri. E vorba de străzi, că-ți date străzile pe care... Hai, asta eram curios cât îl închină. Străzi, știu că vine un stâmp, unde vine stâmp, dar ăsta la modernizare. La modernizare numai lămpile le locuim și cu brațul. Clemile astea și cu brațul. Dar extindere vom avea și stâlpi. Deci și stâlpi. Nu trece să fie de la unitatea militară, la unitatea militară, drept este vis stâlpi. La ieșire către poligonul unde trebuia să tot timpul, trebuia să și acolo 5-6 stâlpi. Da, dar nu rezultă din documentație, nu mai de stâlpi, nu mai de mecanic. Eu mai ca o denumire mai cu dată, dar nu scrie stâlpi. Lampa e lampă. Suport lampă, deci trebuie scrie ceva. Nu era trecut, dar, na, e, poate... Mai discutăm un pic cu colegii noștri de la urbanism, pentru că, na, ei au întocmit materiale și convins că trebuie să fie undeva trecut. Nu cred să nu aibă... Eu m-am observat dacă e trecut. Le găsim. M-a fost observat. Le găsim că nu le putem face așa după urechi. Suntem controlați la urma urmei, nu odată. La 40 de metri cu solampul, dacă 4.080 de metri ar veni 100... Deci noi aprobăm trei proiecte acum. Județul. Da. Dar și două SF-uri. Da. Ar fi interesant să vedem concluzia lor, adică în ce constă eficiența, în ce constă economia de energie. Păi noi avem două străzi care la vreme aceea erau câte
câteva case pe el și era, nu a modernizat. Să știți că e posibil că noi acum investim, într-adevăr, văd că nu există din moment ce ziceți înființare și extindere. Și după aia tot noi să le oprim, că nu o să avem din ce plăti. Doamne, știți ce s-a întâmplat și cu nouul PUC. Cu nouul PUC au mai intrat niște străzi în interna. Atunci noi nu puteam să facem extinderea când am făcut-o. Adică, știți ce vreau de fapt să vă întreb? Soluția. Noi aici aprobăm devizii, studii, daliuri, dar nu suntem consultați asupra... practic, avem o problemă de fond, nu de formă. Adică. La trotuare, cum să fac? La, de exemplu, eu pot să întreb aici, să completez pe colegul meu, de care iluminat să faci? S-ar putea face cu panouri, cum au făcut vecinii noștri de la Mărgineni. Și care funcționează? Care nu funcționează, dar s-ar putea să existe și o variantă care funcționează. Deocamdată este la faza de SF și DALI, dar să știți că odată ce proiectantul SF-urile și DALI-urile conțin nu numai o soluție, conțin două sau trei soluții, din care se alege una și funcție de avizele care s-au luat și aia se concretizează în proiect tehnic. Nu? Deocamdată... Deci aș fi vrut și eu mai multe amănunte la investițiile astea. Sau avem pe aia cu trotuare, noi, nu cu trotuare, aia altă, cu rigole, că noi știm de la început că pe partea stângă o să fie trotuare, pe partea dreaptă rigole. Da, așa am decis tot noi, da. Așa. Cumva un pic mai, să fim informați înainte de a fi puși în fața faptului împlinit. Suntem acum puși în fața faptului împlinit. SF-ul e gata, DALI-ul e gata. Adică, noi nu le avem, acum le-am primit și noi. Să știți că noi inițiem aici niște investiții. Dar nu vă oprim nimeni să veniți vineri, să dedim astea pe sala, în sala niște din tânt, să le citit. Între aprobarea noastră inițială, când noi... Doamne, dar dumneavoastră cu veniți și mă puneți în fața unui fapt. Pe viitor. Cont că nu v-am arătat. Dar nu vă oprim nimeni să veniți la primărie, să mergi la colegii la urbanism, să le întindem aici pe masă, să ne analizăm și să ne cunoaștem, pentru că, până la urmă, și noi trebuie să știm ce să facem cu comuna asta. Când treabă un vecin, trebuie să spunem, da, domnule, oricine asta vine cu beton, înainte de a întinde planșele, înainte de a se finaliza o documentație, să știm soluția. Că vă amintiți dezbaterea noastră cu trotuarele, că cineva zicea covor asfaltic, cineva zicea beton, cineva zicea pavele. Dar noi vorbim degeaba aici, când deja... proiectul era făcut, avizat, aveam autorizație. Dar soluția în două specialiști, eu... Și care dintre noi specialiști, spune că îi dau lui să facă. Da, care specialiști? Adică ne impune nouă cineva, de ce să facem? Noi, din ce hotărâm, noi, din ce dorim. Noi, funcție de buget pe care îl avem. Și ținem bani de buget, dar nu să ne iubea cineva ca soluție. Păi da, dar dacă noi... Și dacă veneam bine, la primar, același lucru găseam. Aș lucru era și bine pe masă. Da, noi când înainte de ce era soluția este dată. Deci cum ați propune? Cei de nu dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți primarul, da? Noi suntem consilierii. Noi inițiem investiția. Avem compartiment de achiziții. Da. Care, deci chiar sincer să vă pregătesc. Da, dar pregătesc și un proiect de transparență, pentru că trebuie să știm un pic dinainte. Deci, în intervalul ăsta, de unde am luat noi decizia să se facă investiția și până deja votăm aici DALI-ul și imediat o să votăm și pe TH și tot, să fim un pic consultați. Să fim... o să... Păi da, propun ședințele de comisie să le facem nu cu o zi prea târziu. Facem cu două zile înainte. Nu ați înțeles. E prea târziu. Deja ajung documente. Deja este proiectul. Dacă ajungi la comisie, noi am luat același lucru. Noi am proiect, am bază la ce se discută. Dumneavoastră știți de când așteptăm noi proiectele astea, de când am vorbit. Când dacă am avea o mie de proiecte. Noi și ședința pe comisie, acum am luat același lucru. Deci faptul era consumat. Dar nu făcut, nu s-a făcut. Asta este doamnă. Păi și înainte, pe ce bază discuți? Înainte de asta. Păi, noi am propus, tot dacă... noi avem hotărâri de Consiliu dată. Dar noi am mai discutat odată pe chestia asta. Păi, dom'le, facem pe pavele, pe beton. Nu noi am hotărât, să știți. Păi, n-am hotărât. Dar cum se hotărăsc eu, care nu mă pricep, unde pot veni pavele și unde vin betoane? Pentru că pavele se pun într-o situație, în zonă unde nu se... Dar proiectantul vine... vine și ne prezintă.
Atâta va costa. Dacă dumneavoastră găsiți un proiectant care să vină așa zi de zi și să le caute, uite, nu, dar de când l-ați găsit, de când a venit, de când s-a făcut caietul de sarcini, de ce n-a făcut asta? Păi și cum, n-ați făcut licitație? De unde am făcut licitația? Nu, păi la alea, la tine în față, de la trăboare, vă dau un exemplu. Deci de la fazele acelea, noi putem să fim informați. De la valoarea aprobată încolo, s-a spart, care se ocupa altcineva să facă. Noi mai facem noi, nu mai facem noi consilierul local. Ce ar fi noi să aprobăm, noi să verificăm, noi să analizăm. Îl facem fiecare la echipă. Da. Și eu voiam tot pe și am vorbit cu constructor și a zis, în partea aia, de exemplu, trebuie să faci ca o fundație de casă aproape, ca să stea pavelile. Deci îți mai trebuie și un tir și eu eram, am vorbit cu... Era frumos, nu să vorbim eu cu un constructor, dumneavoastră cu alt constructor, era frumos să vorbim cu constructorul nostru, da? Care este constructorul? Dar care e constructorul? Da, chiar asta. Știți care e constructorul de la trotuare? Da. Îl știți? Da. Care a câștigat licitația? Și cum îl cheamă, îl știți? Domnul Velic, îl știți? Nu, dar contează numele. Dar chiar nu contează. Deci nu știu de doamnă ce ne constructorul. Așa că zic că trebuie să fim informați. Știm, dar nu știu ce. Dar n-avea scuzul. Dar nici nu știu de licitația deja. Până când s-a deschis, până s-a deschis licitația, până nu mi-a dușit scuzul. Dar și treaba cu mulți întrebări astea crezând că o să cădem în capcană. Nu e așa. Dar nu văd tine nicio capcană. Deci eu consider, așa ca să o scurtăm, că nu există transparență. Asta e părerea dumneavoastră. Deci la faza asta de achiziții undeva, ni se urmă. Este dreptul dumneavoastră să votați sau să nu votați. Sau să verificăm sau să verificăm. Iar materialele astea, eu v-am spus, nu sunt semnate și scrie acolo și asumă ăla care sunt semnat inginer, proiectant și el, vă răspunde pe semnat aici dacă noi l-am aprobat. Sunt doi aici care sunt semnat. Și ar fi foarte simplu ca cei de la achiziții să ne țină și pe noi la curent cu stadiul investițiilor. Odată adică, la 6 luni sau la... Doamne, v-am prezentat raportul de activitate. Ăsta e la faza de proiectare, ăsta e la faza de... Eu v-am prezentat raportul de activitate în februarie. La sfârșitul anului, începutul anului, iar îl voi prezenta. La fel cum sunteți obligați dumneavoastră, fiecare consilier să depuneți raportul de activitate pe perioada unui an sau... Dar mai mult de atâta transparență, sunt publicate, sunt în SEA, sunt la contabilitate, îi expunem pe Facebook de câte ori e nevoie, înregistrați pe pagina de proiectele pe pagina primării. Ce transparență se face? Concret, la aceste 3 puncte avem vreo problemă? Ca să putem merge mai departe sau nu? De, oricum nu știm soluții, nu știm nimic, deci votăm așa. Dacă sunteți de acord să le facem sau nu, asta vă întreb. Păi asta am fost de acord când le-am inițiat. Deja noi suntem la o fază de proiectare aici. Noi le-am inițiat de mai mult. Le-am votat. Sunt baza unor HPL-uri astea. Nu, doamnă, acum votăm. Acum votăm. Din moment ce noi avem deja indici tehnico-economici, înseamnă că s-a făcut o documentație, da? Iar noi am votat mai de mult să se facă această documentație. Extinderea de rețea electrică nu. Și o băgăm direct la SF, așa să păi ca să știm valoarea, ce, aprobăm odată investiția, după aia mai iar o să spunem, doamne, dar aveți ce valoare, ce aprobare? Acum aveți valoarea. Dar nu știu soluții, nu știu nimic. Deci eu votez că nu mă pot opune la niște investiții. Dar mi se pare că nu suntem ținuți la curent cu detalii în intervalul ăsta, în momentul în care ați inițiat investiția, obiectul de investiții și până la un deviz tehnico-economic, noi deja... Li vedem degeaba, li-l aprobăm. Doamne, cerem și în continuare sau pe viitor? Am la ședințele menor, m-am chemat și pe cel de la investiții. Deci n-am cerut, la ședința la fel, am cerut la puzuri și doar domnul Patrick chiar mi-a plăcut că a intervenit. Am zis, domnule, să vină arhitecții, să vină proiectanții. Doamne, dar ăsta e din am cerut și au venit, doamne. Da, dar ăsta este inițiat. Am obținut un acord în 2021. Nu s-a prezentat atunci. Doamne, în 2022 l-ați aprobat. În luna lui februarie. Cuzul Tocilu. Nu a venit Tocilu cu avocat, cu Patrick. Patrick. Nu. Patrick. 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 La punctul 14 vă referiți aici la totemă. E vorba de alea vechi sau care ne-am propus noi să le facem? Da, ne-am propus noi să le facem.
A, și ne pregătim să ducem iluminat public. Trebuie să ducem iluminat acolo, iar într-o ședință, următoarea ședință, o să venim cu proiectul și cu valoarea lor și o să vă aprobați dumneavoastră. Noi mai avem o aprobare pentru tot timpul din 2019. Mai de mult. Mai de mult. Este o aprobare Consiliul Local. Da, am avut după... Proiectul ăsta ne-am avut și în buget, prin să la buget, ca să le nu, mai că n-am găsit un proiectant să facă acest și proiect. Și cu stema și cu totemurile. Da. Da. Deci e vorba de totemurile noi. N-am găsit un proiectant. Zici, doamne, n-am găsit un proiectant să ne facă acest proiect. Da. Intrare în comun. Asta e toată chestia. Da, domnule, știm, dar noi avem și acum totemurile. Să punem problema. Eu vă dau dreptate. Dar uitați-vă că în fiecare lună la ordine, zis, a domnul Norman de... Asta... Se pune problema dacă are de la muncă. Dacă totemul la municipiu, cum luminezi la totemul de la municipiu? Păi să stau acum să predăm legislații și administrații și să învățăm acum pe rând, așa, cu fiecare parte. Nu știu, dumneavoastră ați înțeles foarte bine ce am putut să spun. Deci le vom vota, dar în amănunt când vor fi realizate. Sau așa o să zicem, băi, dar noi oare asta am votat? Și acum am pus întrebarea cu panourile fotovoltaice, gândindu-mă, într-adevăr, la margine nu funcționează, dar sunt locuri unde funcționează. Deci, da. Trebuie găsite soluții. Da, doamnă, dar cu panouri... Deci astea trei. Da, doamnă, ai 200 de metri sau unii am 300. Ori face toată investiția. Iar cu panouri fotovoltaice, haideți să vă mai spun un lucru. Prin programul AFM și prin tot ce am urmărit, că doar nu suntem nebuni să cheltuim banii dacă putem obține fonduri din altă parte. Pentru extindere nu se dau stâlpi. Fac proiectul, dar modernizare. Am modernizare, am extindere. Până modernizare am pentru 20 de ani, stau 3 ani să aștept pe AFM-ul să-mi facă proiect, să-mi dea bani. Dar nu dau nimic. Și eu am așteptat proiectul. Adică noi ne gândim între ei. Exact cum a spus domnul președinte de ședință, noi nu ne pricepem. Deci eu nu mă pricep. Păi de asta apelăm și noi la proiect. Dar aș fi vrut să soluția, da? Uite, orice proiect, dacă vă doriți și vrem să fie în transparență, în momentul când o să depună că fiecare vine cu proiect, doar în termen, să aducă SF-ul sau Daliu. În momentul când o să ne-l aducă să-l predea, să vină cumva și la ședința de consiliu să-l prezinte consilierul, dar nu știu unde... Eu am înțeles din ce doamna Petrescu, că nu cunosc și sincer, dragul meu, că nu cunosc numele chiar să trebuie să vă spuneți, că această firmă, a care nu știți de administratorul, i-ar fi privilegiată de primărie și a fost... Nu, la ce vă referiți? Adică fac că mi-a spus că eu nu cunosc numele patronului la firma respectivă. Nu, asta v-am zis. Ce firmă a câștigat trotuarele, care încep acum, pe 1 octombrie, sau când ați zis? De ce credeți că ne-ar interesat? Dar nu, eu am văzut. Deci eu zic că pe noi ar trebui să ne intereseze lucrurile astea, ce firme lucrează, dacă sunt serioase, dacă avem noi. Păi, vedeți că n-avem. Nu, dacă n-avem noi niciun mod de constrângere al misiunii. Dar nu trebuie să-i constrângem. Nu, nici atâta. Să-l cunosc ca de ce. Informați. Domnule, faci firma cu tare. Da. Ăla de care ne vorbim cu noi, doamne. Ăla nu participă la licitație. Da, e pe o... Bine, nu. Truz CP se cheamă firma. Mă întreabă de ștar, tu cine se le-a mă? Fui, uite, da, doamne, a fost publicată de pe data de 14 septembrie. Da. În ziua când a semnat. Contract. Contractul cu tine. Nu stau așa. Au mai fost la licitații și alții. Pentru că m-ați întrebat de alte bani. Nu știu, nici asta cu... Asta e proiectul cu... dar nu știu, nu depășește. Mi se pare mai bine că nu le știți. Că dacă le-ați știți, înseamnă... Nu știu, trebuie, nu, chiar... Deci acum nu mi se pare corect să nu le știi. Tocmai asta încerc să vă explic. Trebuie să le știi. Dar firma care a câștigat... Apropo de Facebook, nu cred că am o problemă tehnică. Da, eu știu ce vreau. Am o problemă cu Facebook. Nu am solicitat să mă fac prietenă cu primăria și nu m-ați acceptat. Deci cine e administrator? Dacă uit mereu, cine e administrator? Da, dar de la... Administratorul site-ului de la primărie. Sau la primărie, da. Nu, dar nu site-ul, pagina de Facebook, chiar ceva. Vreau să mă fac prietenă pe Facebook. Ia, mi-a dat o administrează cineva. Da, să-mi dea și mie, să-mi accepti cerere. Nu este a primăriei, nu plătește primăria nimic pentru ea. Păi este primăria Hemeiu și nu dumneavoastră. Cu primăria Hemeiu. Expune.
iar dumneavoastră personal, da, atunci puteți să nu-mi dați... Dar nu mi-a cerut mic, nu a zis ba, Dumnezeu. Da, am o cerere de prietenie în sistem și nu am văzut. Ia zi, dacă păreați la mine acum, vă dau un minut. Dar nu știu dacă nu vă cereți să vă înscrieți. Da, da, da. Da. Păi nu. Nu e problemă, chiar asta e ultima problemă, doamnă. Da, într-adevăr. Pentru mine chiar zis, doamne ferește. E prea mult spus prietenii. Da. Aici trecem la o vot pentru aceste trei puncte, dacă sunteți de acord, că totuși consumăm energia, bateria la domnul... Bine că se termină. Se termină bateria. Nu mai e președință. Da. Dacă sunteți de acord, cine ești pentru? Potrivă? Abține. Mai avem numărul 16, mai avem un punct, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare a SC Parc Industrial HID SA, proiect inițiat de domnul primar Sava Cozantel. Sunt 4 pagini, sper că cum m-a suportat până acum să citesc atâtea, mai citesc și 4 pagini, suntem în biserică. Necesitatea ratificării dreptului de administrare asupra clădirilor, referat de aprobare. La data de 20 mai 2013 a fost emis ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 1912, publicat în Monitorul Oficial al României. Pentru că cu parcul ăsta au fost multe povești, unii dintre dumneavoastră erați consilieri la VMC, alții nu, alții știați despre ce vorba, alții nu. Acum aș vrea ca să trecă revista așa toate datele problemei, ca să vă faceți o părere și să tragem o concluzie în final. Deci, prin care Parc Industrial S.A., denumită în continuare Parc Industrial HID, a dobândit titlul de Parc Industrial, prevăzut, deci în 2013 l-a obținut acest titlu, prevăzut articolul 3.1 și 23 din legea 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale în vederea administrației proiectului, denumită în continuare legea parcurilor industriale. Scopul parcului industrial, edificat pe raza Comunii Hemioș, corespunde reglementării articolul 2 din legea parcurilor industriale. Scopul prezentei legi îl constituie a. stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare. B. dezvoltare regională. C. dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici. D. crearea de noi locuri de muncă. Lucru care s-a întâmplat și la noi. Unitatea administrativ teritorială Hemiuș, prin Consiliul Local al Comunii Hemiuș, denumită în continuare UAT Hemiuș, este acționarul majoritar al Parc Industrial HID, societate cu capital integral de stat, având următoarea structură. UAT Hemiuș, cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 77,68% și Consiliul Județean Bacău, cu o cotă de participare la beneficii și la pierderi de 22,32%. Prin hotărârea Consiliului Local al Comunii Hemiuș, numărul 11 din 8 februarie 2022, s-a decis aprobarea trecerii unor imobile din cadrul Parcului Industrial Hemiuș, din domeniul public al Județului Bacău, în domeniul public al Comunii Hemiuș, aceste imobile fiind punctual identificate în anexa 1 la hotărârea Consiliului Local al Comunii Hemiuș, numărul 11 din 8 februarie 2022, denumite în continuare imobile. Gestionarea parcului industrial din Comuna Hemiuș este realizată în condițiile articolului 10 din legea parcurilor industriale de către societatea care administrează parcul industrial și deține titlul de parc industrial emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, anume de societatea Parc Industrial. Vă sun eu, domnul Marin, în 2 minute. Sunt într-o ședință și vă sun imediat. Deci sunt. Cravă. Gestionarea parcului industrial din Comuna Hemiuș este realizată în condițiile articolului 10 din legea parcului industrial de către societatea administrată parcul industrial și deține titlul de parc industrial emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, anume de societatea Parc Industrial HID. Pentru realizarea atribuției de gestiune a parcului industrial din Comuna Hemiuș este necesară confirmarea dreptului de administrare a societății Parc Industrial HID asupra imobililor din cadrul parcului industrial. Necesitatea continuării exercitării dreptului de administrare asupra imobililor construite în infrastructura parcului industrial rezultă din prevederea articolului 3.1 din legea parcurilor industriale. În cuprinsul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles. 1. Administratorul parcului, persoană juridică de drept privat, română și sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice
administrației și administrației, respectiv de a gestiona și administra în conformitate cu prezenta legii parcul industrial. În raport de cele ce preced și având în vedere calitatea OAT Hemeuș, acționar majoritar al parcului industrial HID și de proprietar al imobilor ce formează infrastructura parcului industrial, se constată necesitatea emiterii unei hotărâri a Consiliului Local Comuna Hemeuș pentru aplicarea articolului 3.1 din legea parcurilor industriale. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeuș se conformează actului administrativ în baza căruia este emisă și asigură continuitatea raporturilor juridice desfășurate între Parc Industrial HID și rezidenții Parcului Industrial, astfel cum sunt aceste raporturi definite prin contractele de închiriere a imobililor, de administrare și prestări servicii. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeuș este emisă pentru realizarea atribuțiilor acționarului majoritar al Parcului Industrial prevăzută de articolul 136 din Legea Societăților. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor de și a intereselor legitime de ale societăților și ale celorlalți acționari, dar și a celor privind organizarea și funcționarea întreprinderilor publice, societăți prevăzute la articolul 2.2 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare ordonanța guvernanței corporative, astfel cum sunt aceste menționate la articolul 3.2 litera D din ordonanța guvernanței corporative, constând în asigurarea respectării principalelor principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății întreprindere publice. Realizarea atribuțiilor acționarului majoritar antemenționate convert spre evitarea deficiențelor majore reglementate prin articolul 3.7 din legea parcurilor industriale, care ar putea conduce la pierderea titlului de parc industrial, cauza revocarea titlului de parc industrial în condițiile prezentei legi, ce constă fie în neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de fond pentru acordarea titlului de parc industrial, reglementate de dispozițiile articolul 5, respectiv articolul 17 după caz, fie în încălcarea de către administratorul parcului al cărei obligații ce îi revine potrivit dispozițiilor articolul 11 alineatul 1. În sensul celor mai sus, în sensul celor de mai sus, prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeuș se va aproba contractul de administrare încheiat între OAT Hemeuș și Parc Industrial HID, astfel contractul de administrare reprezintă un act administrativ asimilat în condițiile articolului 2 litera 1 din legea 554/2004 a contenciosului administrativ sunt asimilate actelor administrative în sensul prezentei legi și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice prin legi speciale posibil prevăzute și alte categorii de contracte administrative. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hemeuș, emisă prin executarea legilor parcurilor industriale, reprezintă actul administrativ superior de ratificare, aprobare a contractului de administrare. 2. Oportunitatea emiterii hotărârii Consiliului Local al Comunei Hemeuș privind aprobarea dării în administrare a imobililor din incinta parcului industrial edificat în Comuna Hemeuș, potrivit prevederilor articolul 129, litera F din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, denumită în continuare codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, litera B, Consiliul Local asigură un mediu favorabil înființării și sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală. OAT Hemeuș își propune ca obiective principale, în privința dezvoltării economico-sociale a Comunei Hemeuș, stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare. Dezvoltare pe raza comune a întreprinderilor mari, mijlocii și mici, dar și crearea de noi locuri de muncă. Asigurarea continuității dreptului de administrare al Parc Industrial HID cu privire la imobile din interiorul parcului industrial edificat în Comuna Hemeuș este indispensabilă pentru păstrarea titlului de parc industrial și desfășurarea pe mai departe a afacerii realizate de rezidenții din acesta. Din desfășurarea până în prezent a proiectului privind parcul industrial din Comuna Hemeuș, s-a observat îndeplinirea obiectivelor majore stabilite la
inițierea acestui proiect, anume crearea unei infrastructuri de afaceri de tip parc industrial pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul tehnologiei informației și amorsarea unei industrie alternative performante și nepoluante la nivelul regional și local. În concret, s-a dovedit că legea parcurilor industriale oferă în mod real pârghii legislative, instituționale și financiare prin care chiar asociativ comunitățile locale pot să genereze infrastructură în afaceri durabile care să atragă în zone investiții profitabile, generatoare de locuri de muncă stabile. Prin confirmarea dreptului de administrare al parcului industrial din asupra imobililor, ce constituie infrastructura principală a parcului industrial din comuna Himeul și te oferă posibilitatea continuării investițiilor realizate la nivelul parcului industrial și păstrării locurilor de muncă într-o perioadă economică incertă, caracterizată prin recesiune, în aproape toate domeniile esențiale de activitate și inflație la cote înalte. Rezultate în urma pandemiei COVID-19, declanșării războiului la granițele României și creșterii necontrolate a prețurilor la energie. În sensul articolului 8, codul administrativ, consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a 5-a a prezentului cod, că bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie a. date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unităților administrative teritoriale care le are în proprietate, b. concesionate, c. închiriate, de date în folosință gratuită în instituțiilor de utilitate publică, cum e cazul nostru, valorificate prin modalități prevăzute de lege. Parcul industrial IT este o întreprindere publică, considerând prevederile ordonanței guvernanței corporative și un organism prestator de servicii publice, așa cum este prevăzut la articolul 92 din codul administrativ. În accepțiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în condițiile administrative teritoriale se includ a. instituții publice de interes local sau județean, societăți și regii autonome înființate prin hotărârea autorităților deliberative, denumite în continuare societăți și regii autonome de interes local sau județean. Prin contractul de administrare semnat de către OAT Himeș și Parc Industrial IS, imobilele vor fi date în administrarea parcului industrial IT în mod gratuit, cu raport de cele ce precedă se justifică emiterea unei hotărâri a Consiliului Local, Himeș, privind aprobarea, ratificarea actului administrativ asimilat, menționat mai sus, în temeiul articolul 1311 din Codul Civil, fiind ratificat în consecință și mandatul reprezentanților OAT Himeș pentru semnarea contractelor de administrare. Față de cele prezentate, propunerea în introducerea pe ordinea de zi a Sindicului Consiliului Local acest proiect. Domn primar, ce să-mi spuneți, vă rog, câți angajați are firma care administrează, respectiv Hit Park, în momentul de față? Câți oameni sunt acolo? Știm firma asta? O știm? Care doamnă? Asta, care administrează acum, care spune. Suntem mulțumiți de ea? Nu, câți angajați are firma? Ea nu, că nu am astăzi, doamnă. Stați un pic. Trebuie să schimbat un pic. Vă întreb din următorul moment. Deocamdată acum. Îi spun. Până la capătul. Este Sierra Quadrant. Sierra Quadrant. Bun. A preluat în cazul avem încă un an. În cazul care un investitor vrea să investească în Hit Park. Da. Cum poate lua legătura cu cei de la Hit Park dacă nimeni nu răspunde la telefon sau în scris? Cui se adresează? Vrem să vină investitori. Dar cine e firma asta? Nu răspunde nimeni. Da. Cine e SC Park Industrial Hit SA, că nu e vorba de Sierra. Sierra e administrator. Da, cine sunt ăștia? Domnul Iordache cu secretara, care o are și cu muncitorul care l-a recunoscut. Da, doar trei ani. Deci trei ani, da. Și suntem mulțumiți de activitatea pe care au desfășurat-o, că dumneavoastră ziceți că și-au îndeplinit obligațiile acolo. Domnul Iordache, și înainte. Din totdeauna. Și-au transferat aici. Da, da, nu s-a putut face nimic în perioada asta, pentru că noi nu avem acest contract cu ei. Neavând acest contract de 6 luni, de un an de zile de când am aprobat. Înțeleg că pierdem, că ei, această firmă, SC Park Industrial, dețin o licență, dețin de la Melepat dreptul de a administra. Da. Și noi, dacă nu avem o firmă care să aibă drept de administrare, deci nu putem să facem nimic. Cu exact cum spuneți dumneavoastră, dar ne place de ăștia 3 ieși? 7 persoane sunt angajate.
mașină. E secretar a băieții ăștia. De mine de servicii, fie băieții ăștia. Și ați zis, ați menționat acolo un raport că firme, nu, eu am menționat. Firme IT. Nu, 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 că firme IT. Care sunt firmele IT? Sunt acolo, menționat. Păi subordonează. Clădirile care se dărâmă? Păi clădirea aia care se dărâmă, doamnă, e problema de aici au și plecat, care s-au acumulat foarte mari datorii. Deci clădirile toate care le-am primit la Consiliul Județean, conform hotărârii de preluare din decembrie 2021, protocolul. Au fost protocolul acela, deci s-au primit numai 12 clădiri. A 13-a clădire urma să fie reabilitată de către Consiliul Județean, lucru ce nu s-a mai terminat. Ulterior am primit și cea de-a 13-a clădire, iar pentru a putea administra mai bine parcul, potrivit actelor normative care domnul primar le-a dat citire, ne trebuie un contract de administrare încheiat cu firma care există în parc. Care există în parc. Așa, dacă căutăm o altă firmă și nu are niciun fel de colaborare cu parcul... Bun, dar noi am preluat clădirile alea într-un hal fără de hal, să înțelegem, cum știm bine. Da. Și cum au ajuns ieri într-un hal fără de hal? Nu să vă pune nicio investiție din anul 2014. Ele sunt închiriate, o parte din ele sunt închiriate la diferite societăți. Chiria o ia domnul Iordache. Societatea. Iar clădirile erau ale Consiliului Județean. Acum gata, sale noastre. Și noi trebuie să găsim un administrator. Da, ați zis că sunt 13. L-am găsit, dar am avut probleme și aici, pentru că noi n-am putut să fim proprietari încă. Până la această dată încă nu suntem proprietari. De ce? Păi de ce? Uite, n-am avut inventarul predat 100%. Când ne dădea 11 și erau 12, erau 12 și erau 13. Cu OCPI-ul și cu Consiliul Județean, corespondență din luna lui ianuarie. Pentru că, de fapt, parcul este ținut nu de aceste clădiri inițiale care au fost făcute cu un scop, un parc industrial IT. Parcul este ținut, știm bine, de Vimercati, de Tehnostamp. Unitate de producție. Da, care și-au făcut singuri halele care se extind și care aduc plus valoare în comuna asta. Celelalte clădiri au fost lăsate în ruină de ăsta, Sece Parc Industrial, nici nu știam că e domnul Iordache, deci cine este? Și acum îi dau tot lui? Dânsul a administrat, doamne, clădirile au fost... Nu putea să... El nu era proprietarul clădirilor, nu putea să intervină. Dumneavoastră nu puteți să reparați o clădire dacă nu este a dumneavoastră. Au fost pe instituție. Și acum ce să facem? Îi prelungim, da? Și în continuare, alea se vor dărâma, nu se va întâmpla nimic. În continuare, doamnă, sunt ale noastre. Nu ne mai certăm cu Consiliul Județean. Ei vor, noi nu vrem. Noi vrem. Acele clădiri le vom scoate la licitații și le vom concesiona. Și dacă nu le vom vinde, doamnă. Ați zis dumneavoastră mai devreme că le predați. Noi, primăria. Ați zis că le predați cu titlu gratuit. Că aici vreau să vă mai întreb. Să le administreze, doamnă. În administrare, cu titlu gratuit. Da. Tot lui. Tot. Asta spune legea parcului, doamnă, nu noi. Da, sunt de acord. Legea parcului spune că trebuie să fie o firmă care să dețină o autorizație. Nu, ei o au pe aia de la parcul ăsta. Dar nu știu dacă e corect. Dăm în administrare lor gratuit. Păi ei închiriază, le concesionează, nu ne luăm nimic de acolo. Nu, nu mai pot să închirieze atât spații, nu pot concesiona, că nu sunt proprietari. Noi păi și închiriază spațiile noastre? Noi ne încercăm, noi nici n-am fost acum, de-abia acum sunt chiria acum. Chiria cine, dacă noi rătăm ca noi. Administrator. Și corect? Da, le-am făcut noi, banii de la primărie. Noi? Da, scopul fal... Apoi sunt acum cine e proprietarul lor. Noi când nici n-am ajuns. Domnul Roșu, citiți un pic legea parcului, vedeți? Cu ce scop au fost create aceste parcuri? Care sunt scopurile pentru care sunt create? Da, dar scopul nu a fost îndeplinit, după părerea mea, aici. Doamne, noi acum suntem la spartul târgului. Păi da, dar nu mai putem repeta aceeași greșeală. Păi nu mai repetăm, dar spuneți cum putem face. Veniți cu soluția. Îi controlăm? Dacă vreți neapărat să le dați lor, cu titlul gratuit, dar suntem obligați într-un fel din cauza legii parcului. Nu, suntem obligați din cauza faptului că ei dețin de la MLPAT această dreptul de administrare la parcul ăsta. Noi de la toate afacerea asta am câștigat locurile de muncă și banii care devin la buget, doamne. Noi avem o afacere care nu trebuie să dăm cu picior. Da, și încercăm să luăm 100 de metri spre niște de alea spații de încărcare. Da,
Deci, în... Ca să facem, să mai facem ceva venit la cit la Ion. Trebuie să avem mare grijă, nu știu, nu mi se pare corect. Deci nu, cum sună, așa este, într-adevăr, este lege. Dar nu cum sună așa, deci ei n-au făcut mari lucru, nu și-au îndeplinit, după părerea mea, obiectivul. Nu este parc IT, sub nicio formă aici. Nu putem imputa tot SCE, parc industrial, dar HIT, cui? Sau tot ce sunt. Au ajuns în insolvență, au ajuns în... Cum a fost constituit? Iar problema a plecat din momentul constituirii HIT Park. Mai sunt alte probleme?